Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Caniculă la Făgăraș, astăzi termometrele au arătat 30 de grade Celsius. Nici mâine nu va fi mai bine, după cum anunță meteorologii. Medicii fac apel la populație să se ferească de soare între orele 11 și 18 și să consume lichide, de preferință apă. Exclus este consumul de alcool, cafea sau sucuri dulci. Funcții de execuție pentru poliția locală scoase la concurs. Primăria Făgăraș organizează concurs pentru ocuparea posturilor la începutul lunii viitoare. Cei care doresc să candideze trebuie să știe că au de trecut câteva probe și un interviu. Examinările au loc la sediul primăriei Făgăraș. PNL Făgăraș a prezentat astăzi echipa de conducere a organizației. Noul președinte este Ioan Mareș. Acesta, alături de colegi din biroul executiv al partidului, a punctat câteva dintre obiectivele pe care le are în vedere. Totodată a subliniat că noul PNL Făgăraș nu încurajează distribuția cadrelor pe criterii politice. Făgărășenii au mers astăzi la biserică pentru a se închina și a se ruga pentru cei dragi și mai ales pentru sănătate. Preoții au săvârșit slujbe de cinstire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe care creștinii ortodoxi și greco-catolici îi prăznuiesc în această zi. În popor, sărbătoarea se numește San Petru de Vară și marchează miezul verii agricole. Temperaturi de 30 de grade Celsius la umbră astăzi la Făgăraș. Vreme caniculară pentru zona noastră, unde se știe că vara nu este prea dogoritoare. Pentru noi însă, obișnuiți cu răcoarea, valorile care depășesc 30 de grade Celsius reprezintă adevărate zile de foc. Meteorologii anunță și pentru mâine multe grade în termometre. Medicii fac apel la populație să nu stea la soare între orele 11 și 18. De asemenea, este bine ca îmbrăcămintea să fie din bumbac de culori deschise și lejeră. Capul trebuie protejat cu pălării de soare. În plus, medicii recomandă consumul de lichide, cel puțin 1,5 litri, și este contraindicat consumul de alcool, cafea sau sucuri dulci. O atenție deosebită în această perioadă trebuie acordată variațiilor de temperatură și luarea măsurilor necesare pentru a evita insolația și celelalte complicații. Consultația fiecărui pacient durează 20 de minute în funcție de necesarul de investigații, tratament, poate dura mai mult, ceea ce creează disconfort pentru ceilalți pacienți și pentru asta îi rugăm să fie înțelegători. Recomand părinților și copiilor să evite petrecerea timpului în cursul zilei, în intervalul 11-16 pentru copii la soare. Dacă sunt copii la soare, să aibă ceva pe cap, o șapcă, o pălărie sau ceva să fie capul acoperit, și să hidrateze bine copiii, să evite băuturi ca cele carbogazoase, nu le voi numi, să evite băuturi care conțin Coca-Cola, și să stea cât mai mult la umbră în perioada caldă a zilei. În casă sau în autoturism, aerul condiționat se reglează astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât cea de afară. Ventilatoarele nu se folosesc dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. În plus, pentru a trece mai ușor de zilele caniculare, sunt recomandate dușuri călduțe de câte ori aveți ocazia. Cei care nu au aparate de aer condiționat în casă trebuie să țină ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este mai mare decât cea din locuință, iar orice aparat electrocasnic de care nu aveți nevoie trebuie scos din priză. Primăria Făgăraș scoate la concurs funcții de execuție pentru poliția locală. Concursul cuprinde 3 probe. Proba suplimentară se susține în 3 iulie la ora 10, iar proba scrisă este programată în data de 4 iulie la ora 10. Interviul se susține în data de 6 iulie la aceeași oră. Toate probele se susțin la sediul primăriei Făgăraș. Candidații trebuie să îndeplinească prevederile articolului 54 din legea numărul 188 pe 1999.
2009 privind statutul funcționarilor publici și condițiile prevăzute de fișa postului aferentă funcției publice de execuție. Pentru funcția de consilier juridic întâi, candidatul trebuie să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție vacante de 5 ani, studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul științelor juridice. De asemenea, trebuie să aibă cunoștințe de operare pe calculator, în programele Word, Excel, PowerPoint, Internet, de nivel mediu. Ocolitoarea, cetatea și spitalul. Acestea sunt principalele priorități ale organizației PNL Făgăraș, care este schimbată aproape în totalitate după alegerile locale de anul trecut. Alegeri pierdute de liberalii care au condus Făgărașul timp de 2 mandate. După aflarea rezultatelor, în sânul partidului au apărut disensiuni care au condus la schimbări de la vârf. Astfel, noul președinte al organizației municipale este Ioan Mareș, care astăzi și-a prezentat echipa cu care merge mai departe. Pentru prima dată după formarea noului PNL, partidul a trecut prin o serie de alegeri. S-a început cu alegeri în organizațiile de bază, sătești, comunale, orășenești și municipale, urmate apoi în organizațiile de alegeri în organizațiile județene. Au avut loc alegeri și în biroul politic local Făgăraș. Biroul rezultat este cel care o să vi-l prezint în continuare. Domnul inginer Mircea Bobeș, cu o persoană destul de cunoscută în Făgăraș, n-a mai făcut politică. Domnul doctor Dan Gavrilă, cred că majoritatea dintre făgărașenii îl cunosc, pentru că i-a fost pe scaun, medic stomatolog recunoscut. Domnul Cornel Pintea, o persoană foarte cunoscută, vechi liberal, cu state vechi. Iulian Burghiș, psiholog masterand în psihologie, domnul Alexandru Mazilu, ofițer în rezervă, doamna Magdalena Cenciu, este președintele TNL Făgăraș și vicepreședinte al TNL Județ Brașov, doamna Alina Dobre, iarăși un inginer cunoscut și domnul inginer Dan Voieriu, silvicultorul nostru, este colegul nostru verde din birou. După ce și-a prezentat câteva obiective pe care le are în vedere, Ioan Mareș a invitat pe câțiva dintre colegii săi să-l completeze în ceea ce privește strategiile viitoare. În cadrul organizației municipale PNL Făgăraș activează și organizația de tineret. Este o organizație puternică. Avem membri la nivel județean și chiar național. În sensul ăsta o pot numi pe colega mea Amelia Grama, care este președinta Clubului Studențesc Brașov și reprezentată la nivel național. De asemenea, echipa este numeroasă. Avem tineri foarte capabili, care doresc să se implice în comunitatea în care trăim. Au venit cu idei, viziuni, proiecte pe care le-am pus pe agenda noastră politică. Făgărașul, cum a spus domnul președinte, este de dreapta. Și doar liberalismul împreună cu liberalismul economic poate duce la dezvoltarea Făgărașului și a zonei țării Făgărașului. Acum vreau să vă spun două cuvinte să completez pe domnul președinte în ceea ce înseamnă biroul permanent județean, nivel de județ, compus din președinte, așa cum a zis domnul președinte Adrian Veștea, doi vicepreședinți, doi prim vicepreședinți, 8 vicepreședinți și 16 membri, între care se regăsesc și 2 membri din Făgăraș. Printre măsurile pe care le-am luat împreună cu colegii mei, am contribuit la realizarea unor proiecte deosebite și vreau să mă refer doar la unul dintre ele, inițiat de doamna dr. Carla Motoc și domnul Florin Duc, care a vizat realizarea liniei de gardă pe terapie intensivă, ceea ce a permis ca să se execute, să se efectueze operații de către compartimentele ortopedie, ginecologie și chirurgie și după ora 13, lucru imposibil până atunci, și dorim cu sprijinul noului birou politic să le înmulțim, să le îmbunătățim, să le dăm consistență și să ne implicăm profund în dezvoltarea orașului nostru, pe care îl iubim cu toții.
De menționat că, în afară de Cornel Pintea, liberal cu state vechi în partid, cei care au format pe vremuri Artileria Grea nu au fost prezenți astăzi la conferința de presă. Consilierii locali Sorin Mânduc, Remus Mogoș, Constantin Gabor nu au venit. Întrebat câți membri numără în prezent organizația municipală, Ion Mareș susține că aproximativ 630. Au urmat apoi întrebările jurnaliștilor, iar șeful liberalilor făgărășeni a dezmințit zvonurile privind excluderea din partid sau retragerea sprijinului politic pentru Sorin Mânduc, fost primar, actual consilier local. Deocamdată până la ora aceasta nu e vorba de așa ceva, atâta timp cât respectă linia partidului, sunt consilierii noștri și duc la îndeplinire sarcinile care le primesc de la birou politic local, chiar în activități de administrație sau chiar politice, nu avem niciun motiv să le retragem sprijinul. Și nu, sunt niște persoane onorabile. Ion Mareș a ținut să explice jurnaliștilor viziunea sa privind conducerea organizației PNL Făgăraș. Dorește ca atât liberalii care fac parte din biroul executiv, cât și cei care sunt membri să nu râvnească la funcții publice, să aibă rezultate personale în firmele proprii sau în alte locuri unde își desfășoară activitatea. A punctat faptul că noul PNL Făgăraș nu va încuraja distribuția cadrelor pe criterii politice. Să știți că asta este o problemă a mea, eu sunt împotrivă. Și în perioada când partidul din care am făcut parte era la guvernare, se ori mai întâmplare cunosc câteva cazuri, nu în Făgăraș, în care oamenii ori acces în funcții pe criterii politici, eu sunt clar împotrivă. Eu cred totuși că trebuie criteriul de bază este performanța. Referitor la promovarea propriei fiice pe un post de deputat, Ion Mareș a răspuns. Fiica mea a participat la acea vreme, mă bucur că mi-a spus această întrebare. Nu e adevărat, nu cunoașteți amănunte. Fiica mea s-a... Eu nici n-am fost, dacă vreți, să vă spun așa o chestie din familie, eu nici n-am fost de acord să candideze. Am spus că nu știu, este tânără, nu este pregătită și a dorit, a făcut în interiorul partidului, a avut loc o competiție deschisă în care cei care și-au dorit să candideze la Parlament și-au expus niște proiecte pentru viitorul parlamentar care o să fie el în cazul în care să ajungă pe un anumit loc pe listă, a participat la această competiție în interiorul partidului cu un proiect de țară elaborat, dacă vreți, vi l-ar putea pune la dispoziție, dacă doriți să vedeți, și după competiția care a avut în loc în interiorul partidului, a fost clasată pe o poziție bună. Mara Mareș s-a plasat pe cel mai bun loc, asta a fost, deci eu nu am susținut-o cu absolut nimica, colegii mei sunt martori și vă mărturisesc că nici unul dintre colegii mei din biroul politic județean de atunci nu poate să se aude sau să spună că eu m-am dus la el să-i spun susține-o pe fiica mea, nici măcar unul dintre ei. Și asta o spun cu tărie. Conducerea organizației liberale de la Făgăraș a declarat că susține proiectele de hotărâre ale Consiliului Local, deși are în legislativ doar 5 consilieri. Mai mult îl susține în totalitate pe primarul Gheorghe Sucaciu. Creștinii ortodoxi și greco-catolici îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ei au contribuit la răspândirea Evangheliei în multe părți ale lumii și au primit cununa martiriului în aceeași zi, în anul 67, având un rol esențial în viața ecleziastică a primilor creștini. Glorie Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt ca doi stâlpi, așa cum a fost prezentat de regele Solomon, care și-a pus în fața templului pe care el l-a zidit, doi stâlpi care reprezentau pe Dumnezeu. Tot așa, Sfinții Apostol Pavel sunt asemenea acestor doi stâlpi pe care se reazămă biserica noastră ortodoxă. Sfântul Apostol Pavel a fost lângă Mântuitorul Iisus Hristos în timpul vieții sale, a propovădit și a fost martirizat în această zi de 29 iunie la Roma, răstignit cu capul în jos. Sfântul Apostol Pavel se numea Saul, venise dintre păgâni, a fost de partea cărturar și a fariseilor și dușman al Mântuitorul Iisus Hristos și al creștinilor. A fost, da, e o sărbătoare mare pentru faptul că cei doi Sfinți Apostoli au pus bazele bisericii și au răspândit credința creștină în lume.
a fost adus în mod special la creștinism de către Mântuitorul Iisus Hristos pe drumul Damascului și Sfântul Apostol Pavel a fost un neînfricat și neobosit slujitor al Sfintei Evangheliei și al răspândirii creștinismului în lume. A fost martirizat în această zi, tot în această zi, de aceea ei sunt prăznuiți odată, în 29, în aceeași localitate, în Roma, i s-a tăiat capul și acolo unde a curs sângele său, se spune că a izvorât un izvor de apă și este astăzi o frumoasă biserică. Ne bucurăm că creștinii vin și prăznuiesc această zi frumoasă, închinată celor doi sfinți apostol Petru și Pavel. Făgărășenii au mers astăzi la biserică pentru a se închina și a se ruga pentru cei dragi și mai ales pentru sănătate. Pentru Sfânta sărbătoare de astăzi, Petru și Pavel. Da, pentru familie, pentru copii, pentru sănătate. Să ne rugăm pentru sănătate și pentru copii. Să mă cuminec și, în primul rând, și Șnalul îmi place mult. Aici mă încarc energie pozitivă și mă face să fiu mai bun și mai înțelept. În popor, sărbătoarea se numește Sfânt Petru de Vară și marchează miezul verii agrare și răstimpul secerișului. În multe povestiri și snoave populare, Sfânt Petru apare precum un om obișnuit. Îmbracă straie țărănești, lucrează pământul, crește vite și pescuiește. Numele de Petru și Pavel și derivate ale acestora sunt purtate de multe persoane. Tuturor sărbătoriților zilei, televiziunea Nova Făgăraș le urează la mulți ani.